Bun găsit, doamnelor și domnilor! Venirea domnului în Victoraș Pârșan acum ceva timp la noi și discuțiile pe care le-am avut ne-au ambiționat, așa, ne-au impulsionat să reluăm emisiunile despre sănătate, pentru că sunt și mulți telespectatori care ne-au cerut să vorbim aici la Mușcel TV despre ce putem să facem ca să ne păstrăm sănătatea, să ne întreținem și atunci când ne simțim mai șubreziți așa, să încercăm să remediem problemele. Și pentru că spuneam de domnul Victoraș Pârșan că dumnealui a fost motorul începerii acestei emisiuni, iată din nou aici în studio. Bine ați revenit la noi! Bine v-am găsit! Dumneavoastră sunteți tehnician nutriționist, asta o spun pentru telespectatorii care nu v-au văzut în prima discuție cea avută cu Adrian Popa acum vreo 3 săptămâni, cred. Da. Și vom începe discuția din această emisiune și trebuie să le spun telespectatorilor că vor fi mai multe întâlniri cu dumneavoastră pe parcursul acestei primăveri și în această vară, pentru că vom discuta mai multe așa pe etape. Și astăzi vom începe să discutăm despre apă, pentru că până la urmă nimic nu poate fi viu fără apă. Este esența vieții apa și trebuie să știm să folosim apa și să folosim apa care chiar să ne facă bine. Și dacă până acum ne gândeam la apă, ok, bem apă. Apa este bună, este curată, important e să nu fie, să nu aibă cine știe ce substanțe toxice în ea. E, acum vorbim despre apă pură și apă mai pură și dacă s-ar putea și mai pură, dar asta pe parcursul emisiunii. Deci despre apă. Cum ați început să studiați apa? Pentru că e greu de înțeles că cineva începe să studieze apa când e așa, un element la îndemână. Este în viața noastră în fiecare zi. Eu 13 ani am băut apă carbogazoasă. Și foarte bună, de altfel. Gustoasă. Băubilă, s-ar putea spune. La un moment dat îmi trozneau toate oasele, deci dacă făceam, închideam și deschideam mâna, troznea. Dacă strângeam mâna cu cineva, aolea, nu strânge așa că mi-o rupi. Deci era ca, cum să zic, articulația era plină de cristale, de mineralele din apă. Mi-au apărut chiar primele firele de păr alb, pentru că corpul vrea să scoată afară dioxid de carbon, și eu introduceam dioxid de carbon. La un moment dat, cineva mi-a venit acasă și mi-a arătat ce înseamnă apă pură. Din momentul ăla m-am decis să fac o achiziție de un aparat de purificator. Am băut 5 ani de zile fără să-mi dau seama ce beau. N-am conștientizat, numai că am băut, nu știam câtă cantitate, cum să o beau, când să o beau. Așa am trăit până când s-a născut fetița noastră. Și fetița noastră ne-a dat un exemplu că, vedeți, cantitatea de apă necesară în corp, la un om normal, între 3% minim și 5% maxim. În funcție de greutatea lui, se calculează și știe exact. Dar copiii ajung să bea 10% din greutate. Dacă fetița noastră avea 10 kg, ea bea 1 litru de apă. Și eu beam apă, dar n-ajungeam, cred că, să ajung să beau 1 litru de apă. Și atunci mi-am pus o întrebare. Păi, eu îi car apă. Cam cât apă îi car așa, că tot bea? Și mi-am dat seama că ea bea mai mult apă decât noi. Și cum un copil are instinctele netocite, dar netrecute prin procesul de civilizare, atunci e bine să studiem instinctele, pentru că organismul, în fond, întotdeauna dă semne. Spune cam ce ar vrea, numai că noi, prinși așa în valul lumii moderne, am cam uitat să mai înțelegem și ce ne cere corpul și când ne spune că ne e sete și când ne spune că e foame, că avem poftă de ceva dulce, da, sau de ceva sărat. Că astea, de fapt, sunt semnalele organismului. Așa este. Și în urmă cu 4 ani de zile
Am decis să-mi iau mai multe informații despre apă. Am lucrat și în purificarea apei, adică orice apă, că e de fântână, că e de puț, că e de izvor, de undeva, dacă cineva vrea să o trateze, dădeam soluție clară cum să-și purifice acea apă ca să fie sigură pentru a se spăla pe corp cu ea și pentru a o bea. Deci, de aici poate am majoritatea informațiilor, pentru că trebuia să lucrez cu clienții reali care trebuia să facă investiții pe apa pe care ei o aveau. Dar în urmă cu 4 ani de zile nu m-aș fi apucat de acest lucru dacă nu mi-aș fi dat seama că trebuie să fac ceva care să fiu căutat. Că, na, mâine, poi mine ești la pensie, ai ieșit la pensie, nu mai te caută nimeni. Adică, de aceea, până mi-a venit ideea să fac cursurile de tehnician nutriționist, pentru că din meseria asta nu ești niciodată la pensie, într-adevăr. Că întotdeauna poți să spui omului ce are de făcut. Așa au început lucrurile să înceapă, să înflorească în mine dorința de a spune oamenilor ce apă au nevoie. Bineînțeles, cu foarte multe, foarte mulți păreriști avem în... Da, există reticență, nu? Da. În care, bine, noi suntem într-o perioadă, într-o epocă a consumului și în condițiile în care acceptăm că legislația națională sau internațională are anumiți parametri. Deci, dacă sunt în alimentele în acei parametri, nu ne gândim dacă sunt alimentele bune sau nu sunt bune. Le consumăm pentru că, uite, scrie pe etichetă. Există acești parametri conform legislației europene. Apa la fel. Deci este conform parametrilor ceruți de Uniunea Europeană, de legislația românească? Da. Deci este o apă curată, pot să o beau sigur. Pentru comerț. Da. Este, eu cred că, în așa fel încât să nu panicăm nici telespectatorii, este o apă bună, băubilă, potabilă și apa pură. Noi vorbim acum despre altceva, despre apa pură. Pentru că apa de la robinet este băubilă, este potabilă. Cum să vă spun? Asta ca să nu creăm panică. Nu creăm panică, dar vedeți, atâta timp cât în apa de la robinet există clor, aia este o apă menajeră. Da. Cineva trebuie să mestece acolo în apă ca să evapore clorul și pe urmă trebuie să o pună în oală și să o fiarbă. Deci cel puțin jumătate de ori numai clorul să plece de acolo. Ce se întâmplă? Noi trebuie să aducem aportul acesta de lichid în corp, apa, și corpul, dacă ea nu este suficient de pură, nu este... Corpul o purifică cu ficatul. Adică noi putem bea orice fel de apă. În crize omul bea și din gârlă direct se duce, bea apă. În moment de criză. Are purificatorul cu el. El muncește, purifică apa ca să ajungă la nivel celular. Deci singura apă care noi am băut-o biodisponibilă la nivel celular este atunci când suntem în burtica mamei. Când am ieșit de acolo trebuie să purificăm apa cu ficatul nostru. Deci, indiferent ce apă am bea, corpul are o limită, o plajă de manifestare, să-i spunem, în care la o anumită vârstă s-au înfundat vasele de sânge, ai nevoie de ochelari, ai nevoie de operație, nu știu unde, la vezica biliară, la ficat, la undeva, că s-au făcut depuneri. Și toată lumea în ziua de azi caută o apă minerală cu multe minerale să aibă calciu, de dacă apa își lefuiește roca, de fapt e calcar. Astăzi în seara asta am venit să facem și o demonstrație, să înțelegem ce înseamnă minerale dizolvate în apă. Unele se digeră, unele nu se digeră. Acum e interesant ce spuneți dumneavoastră. Dar
Există o tradiție a apelor minerale și a curelor de apă minerală, da. Și sunt tratamente care sunt prescrise de către medici și sunt stațiunile românești celebre în care toată lumea merge cu sticluțele la izvorul 1, la izvorul 7, în funcție de diagnosticul pus. Și acestea sunt ape minerale, adică nu terapeutice. Da, dar sunt minerale. Da, se pot bea pe o perioadă foarte scurtă de timp în care în organism se întâmplă niște lucruri pentru că apa aia vine direct de la izvor de acolo. Eu nu pot să fac să iau acea apă, să o îmbulteliez pentru că ea în timp ce stă în lumina soarelui în contact cu aerul, cu lumina, se deteriorează și atunci acele minerale nu se mai asimilează deloc în corp, devin un rezid. Ele când sunt la, când ies din de la sursă, din pământ, ele sunt ionice. Mineralele ionice se mai asimilează. Doctorii știu acest lucru. Da, dar sunt atunci proaspete, exact. Consumate imediat cum au ieșit din izvor. Vă dați seama cum ar fi, să spunem așa, mergem la Herculane, luăm apa de acolo, aducem la Câmpul Lung, facem aici un bazin și ne simțim toți bine, ca la Herculane. Când transportăm apa, nu mai are nicio valoare. Deci ea are acolo valoare, că în permanență ea se renoiește, curge din nou alta proaspătă. Ca și apa minerală îmbuteliată pe care o consumăm și foarte puține mărci care sunt naturale, sunt carbogazificate de fel, adică au un adăuz de dioxid de carbon ca să fie un pic mai aprige așa și mai sunt îmbuteliate și niște peturi de plastic ca să fie totul bine, totul sintetic și spunem bem o apă minerală foarte bună. Aici există un dublu rol. Odată să fie băubilă, dacă e apă carbogazoasă, și al doilea rol este de stabilizarea ei să nu se dezvolte acolo microorganism. Deci e un fel de sigilare a calității, nu? Da, păi nimeni prin, nu, prin acest adăuz. În bula respectivă de apă nimeni nu poate să garanteze că acolo nu se poate dezvolta ceva. Da, ne întoarcem la apa pură. Ce înseamnă de fapt această apă pură? E un termen frumos, ideal, aș putea să spun, dar ce înseamnă de fapt această apă pură și de ce organismul are nevoie de această apă pură? La nivel celular, decât apă pură intră. Nu intră apă dură. Dacă nu intră apă dură, ficatul trebuie să purifice apa, timp în care el are ce să facă. Și din la a bea un pahar cu apă, fără să știi ce conține, și până la a intra la nivel celular, trebuie să muncească ficatul. Timp în care există mereu o cantitate de apă reziduală în corp, care ficatul trebuie să o purifice. Rezidul însă trebuie eliminat. Dar până să fie eliminat, el poate să se și depună. Bineînțeles că se depune cantitate infimă, câteva kilograme, deci un om poate să bea minerale solide, care practic sunt dizolvate în apă și nu le putem vedea cu ochiul liber, aproximativ cu vârsta lui. Dar corpul elimină zilnic și pe traseele pe unde se elimină, vase de sânge, ficat, vezică biliară, rinichi, piele, rămân urme. Mici urme. Cum ajungem, de fapt, la această apă pură? Pentru că așa noi nu ne dăm seama. Avem un lichid incolor, inodor, insipid într-un pahar cu apă și totul este, de fapt, la nivel de... n-ar trebui, cred că, un sistem mai sofisticat ca să putem să vedem apa în profunzime și să ne dăm seama cât de... Rezolvarea au dat-o cei de la NASA, pentru că ei aveau o problemă. Trebuia să plece cu o cantitate de apă în spațiu. Acea apă cu care plecau în spațiu trebuia
în permanență, în permanentă, ea trăia în permanentă reciclată. Cu aia se spăla și acolo trebuia să scoată rezidurile să le arunce, bacteriile, mirosurile urâte, după care trebuia să scoată o apă pură, fără microbi, fără virus, fără nimic, care din nou să poată să o bea. Și atunci ei au venit cu aceste sisteme de a purifica apa pe navetele spațiale, pe, eu știu să zic, pe submarine. Păcat că cei de pe vapoare nu au acolo cea mai rea apă. Acolo sunt niște bazine. Da. Mă rog, problema lor acolo. Și noi avem această soluție la îndemână, care foarte simplu putem monta acasă la noi, pentru că avem apă acasă, putem doar să o purificăm. Și este și proaspătă. Asta este avantaj. Este o diferență între filtrele pe care le vedem în reclame, când în magazine, e... în supermarketuri, da, peste da, tot, sunt tot felul de variante de filtre, da. Și purificatoarele de apă. Da, pentru că un filtru doar filtrează apa, da, de clor, de pesticide, de, nu știu, de ceva. De piatră, de nisip, de ceva care se vede. Dar purificatorul purifică. Deci dacă beau apă de la un filtru, tot ficatul meu trebuie să purifice apă. Deci ea trebuie să fie fără niciun mineral acolo. Da, practic trebuie să fie cele două molecule de hidrogen și o moleculă de apă. Asta, deci înseamnă. Asta înseamnă, de fapt, apă pură. Hidrogen și oxigen. Da, înainte de emisiune vorbeam că la noi, în România, spunem apă plată la orice apă fără dioxid de carbon în ea. Dar, de fapt, nu e apă plată. În esență, acea apă plată, atunci când a fost inventat acest termen, este acea apă pură. Da, este apă plată, că trebuie să o plătim. Da, e apă plătită, dar nu este plată, deci asta nu ne scapă de surplusul de minerale și de alte substanțe care există, pentru că acele ape sunt luate și ele dintr-un izvor, fără a fi tratate, sunt pur și simplu luate. Sunt, nu, totuși sunt tratate, apa există, e filtrată, numai că rezidul, dacă aveți o sticlă de apă, uitați-vă pe sticla de apă, că scrie analiza apei și pe analiza apei puteți observa că conține calciu. Dacă aș lefui roca, este calciu sau este calcar? Că este apă de izvor. Acum, ei spun calciu. Bun. Și la sfârșit spune că bem un rezid, acolo scrie rezidul sec sau rezidul fix. Și dă câte miligrame de săruri minerale beau în acea apă, care de fapt este sub formă de rezid. Fiind o apă dură, durează 2-3 ore până când ea se purifică, depinde cât de dure, poate să dureze și 8 ore până când se purifică, ca să ajungă la nivel celular. Deci celula mea îmi cere acum apă și îi dau apă pură. Ea acum ajunge la nivel celular, în 3 minute. Dar nu numai, în tot corpul. Păcând aia durează câteva ore, asta e marea diferență, că acum avem nevoie și de... Și un mare consum energetic ca să poată să o proceseze. Deci mai bei după aia încă un pahar cu apă ca să... De obicei se observă vara, dacă purtați un tricou negru și beți apă și tricoul se albește, ăla e calcar. Cineva zice, nu, că mănânc sare. Bine. Sunt sărurile minerale eliminate de organism. Nu mai mânca sare o săptămână, bea aceeași apă. Dacă iese tot alb... Tot sărurile minerale sunt, pentru că organismul nu conține doar sarea pe care ai mâncat-o cu o seară înainte. Organismul conține multe săruri minerale. Corect. Și mult calcar acolo, ăla iese imediat, se-l vede imediat că e alb. Da, spuneați că ați început activitatea dumneavoastră tratând apa. E bolnavă apa? Trebuie tratată? Adică sună ca la doctor, așa. Deci dacă tratești ceva, înseamnă că e suferind. În România, și ați mers prin diverse locuri în România, apa românilor e bolnavă?
Vedeți, apa are mai multe calități. Una dintre calități este că am vorbit de apă pură. Vorbind de apă pură, aici sunt două calități, fizico-chimic și microbiologic. Mai departe, ea, dacă este ionică, ce vorbeam noi de la izvor, adică este antioxidantă, înseamnă că este alcalină. De obicei, oamenii care vând și scriu pe etichetă că apa este alcalină, dacă pun puțină sare, ea devine alcalină, dar sarea e anorganică. Deci e o mare păcăleală să cumpărați că scrie pe etichetă apă alcalină, cu cât are mai multe minerale acolo, anorganice, apa e alcalină. Apa trebuie să aibă conductibilitate, iarăși un element foarte important, dar această conductibilitate pot să o fac cu minerale organice. Da? Pe care le luăm din plante. Care le luăm din plante. Apa trebuie să fie structurată. Ea, ca să intre la nivel celular, este hexagonală. Așa cum pică din cer, în momentul acela ea are un tipar. Așa este tiparul la intrarea în celulă, hexagonal. Dar toate turbinele care vin și împing apa până la noi, o destructurează. Și atunci, iarăși, corpul nostru trebuie să piardă energie ca ea să intre la nivel celular. Da. Și cum a spus că apa este? Bolnavă. Bolnavă. Păi, putem să o facem să fie bolnavă. Nu putem să spunem despre o apă că este bolnavă, pentru că este altă calitate a apei prin care apa are memorie. Vedeți, când spun la cineva, trebuie să bei pastiluța asta, îți va salva viața, cu două pahare de apă, de trei ori pe zi. De fapt, este placebo, dar nu acea pastiluță face miroare, face apa, pentru că eu structurez cu informația pe care eu o dau, indiferent ce apă ar fi, ea se structurează, intră la nivel celular, dar rezidul rămâne tot în el. Și corpul trebuie să-l scoată. Dar apa aia intră mai repede la nivel celular. Și el, pe urmă, structurează toată apa din corp, că deja el nu bea apă de mult timp. Și a început să bea 1,5 litri de apă și la un moment dat zic, mărește doza. Și el mărește doza. Și de fapt, ei structurez toată apa din corp pentru că el nu era bolnav. Nu ești bolnav, ți-e sete. Celula îi cere apă. Da, celula e deshidratată. Vom reveni cu discuția noastră după o pauză de publicitate și atunci o să le spunem și telespectatorilor de ce stau acele multe pahare la noi pe masă. E mai ușor când se vede. O să faceți o lecție practică despre apă și puritatea apei.